Vara asta am să mă îndrăgost. Poliția muzicii 20. Ești nebun, am ajuns la 20 de episoade. Când vine vorba de modele, tinerii din România ar avea destule, însă nu sunt suficient de mediatizate pentru a ajunge la ei. Contramodelele sunt mai la îndemână. Adrian Mutu a apărut în clipul Acrobat de la Aroma, Snoop Dogg și Ori Jackson. Tot ce ne mai trebuie acum sunt niște cârnați, pentru că piesa și clipul sunt varză. De fapt, clipul sintetizează cariera lui Adrian Mutu. Începe promițător și se termină în ceață. Băi, boss, noroc cu blonda aia, că de când nu l-ai mai văzut pe Mutu să marcheze? Mutu e un exemplu pentru noi copii, că noi vrem să ne facem fotbaliștă, mergem la club, să fumăm trabuc, să combinăm remorci. Hai, România! Dacă e vorba de distracție pură, o găsești în clipul Alu Mamaia. Nu putea fi mai bun, nu există scenariu care să ilustreze mai bine spiritul stațiunii. Și când spun asta, nu mă refer la melodie, nu mă refer la versuri, nu mă refer la Delia, la Speak, la fete sau la plajă, ci la primarele Radu Mazăre. Când îl văd pe Mazăre cum se bucură de libertate, de libertatea mării, îmbrăcat în împărat roman, cum uită de toate problemele și are câteva, îmi dau seama că el este un model, din punct de vedere al distracției. Dar pe lângă asta, ne demonstrează că este într-o formă fizică excelentă. Băi, boss, am eu o idee, să se mute la Ploiești, dar nu ca primar, îl face din lup de mare, lup galben și dă și numărul 10. Și pe numărul 10 să-l facă din lup galben ajutor de câine lup. Poate că din punctul ăsta de vedere era mai bine în anii 90, tinerii nu erau bombardați cu tot felul de false modele și probabil că le era mai ușor să-și găsească drumul. La început era atunci și Puia făcea parte din trupa La Familia, care alături de Marihuana a scos piesa Tupeu de Borfaș. Trezi atenția sau încă nu v-ați venit în fire, continua să fiți fraier că o faceți bine. Strigă-ți la fămâni, gata că sunteți cu mâine, dușmanii mor când ne descurcăm mai bine. Bineînțeles, și La Familia a avut un model la vremea aia, piesa Made Niggas a lui Tupac. Ideal este să urmezi calea idolului tău, nu să o copiezi, dar important este că pentru Puia treaba a ieșit cum probabil și-ar fi dorit în 1998. Pentru Sișu treaba n-a ieșit, că el doar ce a ieșit. Arriba! Piesa pe care o pun astăzi pe repeat este A Sky Full of Stars, o colaborare Coldplay Avicii, două trupe model în întreaga lume. Boss, dar Da Vinci ăsta nu picta. Acum s-a apucat și de cântat, le știe pe toate. Să-l ia dracu la petrolul. Știi care-i schema? Poți să-i dau drumul, da? Schema e că așa suntem la Poliția Muzicii, o emisiune foarte serioasă, de un mare angajament. Adică acum suntem la Poliția Muzicii, o emisiune de critică, într-un fel. Poliția Muzicii se oprește aici, aștept sugestiile voastre pe site și pe pagina mea de Facebook. Ne auzim pe Radio Zoo de luni până joi, de la 1 la 3 noaptea. Eu sunt Sebastian Coțofană, bufniță sau ce?
Iar tu nu uita, tot ce cânti poate și va fi folosit împotriva ta.